Acțiunea s-a desfășurat pe întreg teritoriul județului, având obiectivul de depistare a conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Oamenii legii au acționat în sistem integrat pe drumul național 7, în localitatea Ștefănești. Ne aflăm pe drumul național 7, pe raza orașului Ștefănești, unde polițiștii argeșeni împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog desfășoară activități care au un caracter complex pentru a transmite un mesaj simplu, și anume să nu consumați alcool sau droguri. Activitatea de astăzi este una cu un caracter ridicat de complexitate. Polițiștii, urmărind atât depistarea conducătorilor auto care aleg să se urce la volan atunci când se află sub influența alcoolului sau a drogurilor, și totodată este atins și palierul preventiv prin activitățile desfășurate de către reprezentanții Agenției Naționale Antidrog. Polițiștii atrag atenția că cei care aleg să consume droguri și se urcă la volan riscă să ajungă după gratii. Agenția Națională Antidrog implementează un studiu în rândul conducătorilor auto participați la trafic privind consumul de substanțe psihoactive. Atragem atenția cu privire la faptul că atunci când un conducător auto se urcă la volan sub influența substanțelor psihoactive, acesta comite infracțiunea prevăzută de articolul 336 din Codul Penal și riscă pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani. În cadrul acțiunii de joi noapte au fost efectuate 296 de testări cu aparatul etilotest și 4 testări drug test. Au fost aplicate 274 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 32.000 de lei, fiind reținute și 12 permise de conducere, dintre care 4 contravenții la consumul de alcool. Totodată au fost constatate și 4 infracțiuni la regimul rutier, una ca urmare a conducerii sub influența unei substanțe cu efect psihoactiv, 2 alcool și una privind conducere fără a deține permis. Un conducător auto în vârstă de 25 de ani din comuna Cepare a fost surprins nu numai că se afla sub influența drogurilor, dar în mașina sa au fost găsite resturi vegetale uscate, precum și ustensile specifice pentru preparare și consum de substanțe cu efect psihoactiv. Acesta s-a ales cu dosar penal și a rămas și fără permisul de conducere.